Bătrânețe, haine grele, spune o vorbă din popor care este perfect adevărată, mai ales în cazul unor vârstnici care au crezut că își vor găsi alinarea și liniștea la un cămin privat din Deva. Doar că, în urma unei sesizări, autoritățile au descoperit acolo mai multe nereguli, fapt ce l-a determinat pe prefectul județului să sesizeze parchetul de pe lângă judecătoria Deva. În urma acestui caz, prefectul a dispus controle la toate centrele de acest fel private și de state din județ. Potrivit prefectului județului Hunedoara, într-un cămin pentru persoane vârstnice, situat în Deva, o asociație oferea servicii pentru persoane vârstnice fără a fi acreditată conform legislației în vigoare ca furnizor de servicii sociale și fără să dețină licență de funcționare. De asemenea, au fost constatate și alte nereguli în urma unor controle, cele mai importante fiind referitoare la starea igienico-sanitară a spațiului unde se aflau persoanele în vârstă, multe dintre ele cu dizabilități, dar și la nerespectarea prevederilor legale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și nerespectarea normelor sanitar-veterinare și de siguranță alimentelor. Am dispus un control a mai multor instituții la fața locului. Este o locație din Deva de pe strada Aurel Vlaicu, unde sunt cazați 17 persoane, persoane cu anumite probleme de sănătate destul de grave. Din păcate, acele persoane care sunt proprietari a acestui stabiliment, acestei locuințe, către unii spun că funcționează pe o fundație, către alții spun că funcționează pe persoană fizică. Documentele ce spun? Că până la urmă asta e... Aveau autorizație de la DSP pe fundație și de la Direcția Sanitară Veterinară, iar poliția când a mers i s-a spus că ei funcționează cumva, persoanele respective sunt în chirii acolo. Eu nu pot să accept lucruri de genul ăsta și mi s-a părut o șmecherie ieftină și chiar până la urmă o bătaie de joc față de oamenii respectivi. În actele anexate raportului de control efectuat de către mai multe instituții au fost prezentate aspecte care, în opinia prefectului, creează premisele unei stări infracționale și necesită investigații amănunțite ale organelor de cercetare penală. Instituția prefectului a făcut sesizare către parchetul de pe lângă judecătoria Deva pe acest subiect, existând suficiente suspiciuni de fraudare ale legii. În același timp am sesizat și Direcția de Asistență Socială Deva, Direcția de Protecție a Copilului și a Persoanelor cu Dizabilități a județului Hunedoara pentru a lua măsurile necesare și a identifica aparținătorii acelor persoane care sunt acolo. După acest episod, prefectul județului a dispus controle în toate căminele de acest fel din județ. Am dispus un control la tot ceea ce înseamnă unități de genul acesta, tot ceea ce înseamnă locații pentru persoane de îngrijire a persoanelor vârstnice. Cele private sau vorbim și de cele... Și private și de stat. Pentru că, până la urmă, pot să fie părinții noștri. Sunt persoane, sunt cetățeni care au dreptul de a duce o viață normală, de a fi îngrijiți, de a fi îngrijiți conform legislației în vigoare și nu să ne batem joc de persoanele respective. În perioada următoare vor fi comunicate și rezultatele acestor controle.